În sfârșit, ceasul MTP cu Raspberry Pi Pico W, adică cu wireless, este stabil. Are aproape o zi întreagă fără nicio mică eroare, ceea ce e bine. Doar că are acest sistem extern, o ajutor extern, să zic așa. Și cam asta e. Ideea e că dacă sistemul ăsta wireless pierde, nu primește semnale, impulsuri, cam o dată, în general, ar trebui să fie cam dată pe milisecundă, deci 1000 de herți, la câteva sute de milisecunde pierdere, se trimite un... ieșirea este în low și pinul al 30, care e run-ul, va reseta sau cel puțin deblochează procesorul RP2040. În rest e cam tot ce am folosit și la ceasul cu SP8266, doar că am vrut să-l pun pe acest Raspberry Pi Pico LV. Și are și ceas normal și ceas binar, decimal. Informații meteo de la Open Weather Map. Lumină în funcție de zi și de noapte. Și cam asta e. Deci am mai și pus și secunda de pe LED-ul intern al Raspberry Pi Pico W. În caz de se bloca, să văd aici, pentru că bănuiam că se blochează, poate să blocheze doar afișajul sau pinul de afișaj. Și cam asta e.